Dragii mei prieteni, am ajuns și la Giroc. Piața alimentară Giroc. Ia uitați. Piața. Bună ziua. Spuneți-mi, vă rog, cât plătiți pentru locul ăsta aici? Plătesc? Da. Nu plătesc nimic. Vă plătiți? Nu. Mă gândeam că plătiți o taxă, ceva la primărie, dar văd că era un chis aici. Aia am făcut. Da? Aia am făcut, da. Ați făcut ce? Ați plătit sau nu plătiți? Nu, am făcut producător. Părinte producător. Ați sunteți producător sau comerț? Da. Da? Am înțeles. Ia uitați. Piață, nu-i... Bună ziua. Merge piața, merge. Cam slăbuți. Stă pe loc, păi îi punem picioare. Stăm și noi, stă și piața. Îi punem roți. O împingem și tot trebuie să meargă. Să mergem pe drum cu ea, nu? Da, spuneți-mi, vă rog, aici se plătește taxe ceva la primărie. Aia nu știu ce să zic. Nu știți, n-ați auzit de... Întrebat la primărie. Uh-huh, am înțeles. Că văd așa o piață. Când a fost construită piața asta? De 3 ani. De 3 ani de zile? Da. Am înțeles. Mă gândesc că plătiți o taxă, nu? Că nu vă lasă primăria așa, dar văd că n-au închis. 3, interesant, de 3 ani de zile, ia că aproape 4, spune dumneavoastră, dar n-au închis să facă și ei, de exemplu, să vă creeze o condiție, nu? Promisiuni sunt, dar când s-or face, nu știu. Am înțeles. Păi eu o să merg și pe la primărie să văd ce zice domnul primar. Da, cât alea mandat e domnul primar? 6. Al 6-lea mandat? Ia uzi. Dar tu vrei să faci ceva în piață? Poți? Să fac să? Să vind eu? Yes. Nu, domnule, eu vreau să încerc să vă ajut pe dumneavoastră, care sunteți producători, nu? Așa, să vă creez o condiție, să închidă, să fie frumos, să... Înțelegeți? Cum e în Germania la Paris, de exemplu. Da. Da, da, da. Am înțeles. Păi da, asta zic, să fie acoperită. Să fie acoperită în conformitate cu legile din Europa, nu? Adică să ne aliem la standardurile europene, nu? Așa e frumos. Am înțeles. Dar să știi că ar trebui într-un fel să facem, nu numai pentru noi, pentru noi, ci pentru cumpărători. Am înțeles. Adică ce plouă, ce plouă. Când e un pic de frig... Da, bineînțeles că acum, de exemplu, dacă începe ploaia, trebuie să strângeți marfa, nu? Să da. Nu vorbim, că murim aici. Muriți aici și de cald. Și noi și marfa. Da, da, da. Măcar cum ai schimba apa, e caldă. Am înțeles. Apa de pită. Dar gaze aveți, canalizări, apă? Are aici la capăt, avem pompă, da. Avem... Și satul are tot, adică tot locuitorii din comună? E bine atunci. Avem sincer, nu știu de când, că chiar îmi dau exemplu strada mea muncitorilor. Da. Cu semenicul și asta muncitorilor. Da, da, da. Am înțeles. S-o văd că aveți și toaletă acolo. Da. E funcționabilă, nu? Da. S-o tras la loc, o pica strada noastră acolo, semenicul. Da, da, da. Când, și apoi după aia a venit apa. Am înțeles. Bine. Avem condiții, oi, oi. Bine, am înțeles. Ia uitați, aveți și cântar, dați și bon, nu? Nu. Nu dați bon. Păi și eu dacă vreau. Nu suntem firmă. Nu sunteți firmă. Păi și de ce aveți cântarul? Păi obligă cu cântarul. Adică te obligă, tu dacă cântărești, când obligești, și eu cântărești. Am înțeles. Dar bonul nu-l mai dai. Bine, dacă sunteți producători, n-am treabă cu dumneavoastră. Dar nu suntem cu... Da. Da, nu, producătorul, am înțeles. Dacă sunteți producător, nu am treabă cu... Eu am o treabă cu aia, cu producătorii de banane și portocale, știți? Aia. Aia nu-s mai producători. Da, așa merge un zvon, că sunt, dar de fapt ei nu-s. Bine, zi bună! Sănătate, numai bine. Da, o să mergem la domnul primar să vedem un punct de vedere. Ați văzut piața agroalimentară Giroc, da? Oamenii spun că aici de 4 ani de zile aproape s-a construit această piață, e frumoasă, curățenie, da? Ia uitați. Da? Liceul teoretic David. Da? Deci au și liceu, au străzi asfaltate, doamna spune că au și gaze, au și canalizări, au și apă. O să vedem ce zice domnul primar sau domnul vice,
să vedem cât o să coopereze cu cetățeanul. Să vedem transparența, mă interesează. Transparența. V-am pupat, dragii mei prieteni, ne revedem în curând la primărie. Și bineînțeles, trecem și pe la prietenii noștri, polițiști, locali sau naționali, dacă este nevoie să le cerem sprijinul. Dragii mei prieteni, am revenit la primăria Giroc. Haideți să vedem dacă găsim pe domnul vice. Ia să vedem dacă găsim pe domnul vice. Și acolo e postul de poliție. Ia să vedem. Și că zona supravegheată video. Ia auziți. Da, este. Bună ziua! Spuneți, vă rog, la domnul vice vreau să ajung. La domnul primar. La domnul vice? Da. Maria Vendantă. Aici? Nu, așteptați să întreb dacă este ajuns. Sunteți? Poftim? Să-mi spuneți cine sunteți, să știu pe cine am numit. Drăgoi. Domnul Drăgoi? Da. Spuneți, vă rog, panoul de informare, unde îl găsesc? Avizierul. În partea cealaltă? Dar nu aveți voie să intrați. De ce? Pentru că așteptați puțin, nu se intră în instituție. De ce? Doar dacă sunteți vaccinat, da, în baza certificatului verde și noi nu am avut program decât afară, nu am avut să intre în instituție decât aici. Stați puțin, ești vaccinat, da. Da, bun, da, domnul vice nu-mi răspunde. Deci, până și de ce îmi împiedicat dreptul să intru în instituție? Pentru că nu se intră în instituție, asta vă spun. Doamne, dar sunt vaccinat. Da, mă ascultați, vă rog frumos. Da. Dacă aveți o problemă la una din birouri, vin colegele mele afară sau... Dar nu-i problemă, vreau să vizualizez și eu unele documente ce sunt public. Adică la vizier, salariu... Astea nu sunt publicate la vizier. Salariu? Salariul cui? A dumneavoastră, de exemplu. Nu este publicată aici la vizier, că se da. Are în primărie, la declarațiile de avere. De ce? Păi legea 153, articolul 33, spune că trebuie la vizier. Vreau să văd și eu salariile. Salariile noastre nu sunt afișate la acest vizier. Aici sunt publicații, vânzare de teren, altfel de informații. Nu salariile noastre ca și angajați. Dacă doriți să știți informații despre noi, pe site-ul primăriei la declarații de avere. Și dacă nu am internet? Da, acolo sunt publicate. Până și legea aia 153 de ce e? Pentru că așa? Sunteți cine? Că nu știu cu cine vorbesc. N-aveți cu son? Registratură. Cum vă numiți? Spuneți eu asta ce am numit doriți. Eu v-am spus. Da, ferește așa ceva. Legat de informațiile pe care le-ați avut, da. Nu sunt aici la vizier. Iertați, aici spuneți că trebuie să purtăm masca de protecție. Acum am intrat domnule. Dumneavoastră sunteți fără mască de protecție. Tocmai ce am intrat pe și încercați, în mod repetat, să mă împiedicați dreptul să intru în instituție. Eu nu vă împiedic eu dreptul să intrați în instituție. Asta da, a spus că dacă care... nu sunt vaccinat, eu sunt vaccinat. Vă rog frumos să vă puneți masca de protecție. Și vă ajung la cunoștință că o să fiți sancționată. Nu, viceprimar nu răspunde. Dar dacă dumneavoastră doriți, puteți să mergeți acolo la vizier și să vă uitați să vedeți... Acum se poate? Acum se poate. Păi dacă doriți dumneavoastră, haideți cu mine să vă arăt ce informații sunt la vizier. Nu plecate da. De salariile noastre, asta m-a spus. Dar de ce? Închide telefonul. De ce să închide telefonul? O să chem poliția locală, pentru că mă primat și nu aveți acordul meu și dreptul meu. N-am acord. Încărcați drepturile mele. Adică? Că dumneavoastră nu sunteți persoană publică. Nu, să mă filmați. Dumneavoastră nu sunteți persoană publică. De ce să nu vă filmați? Am venit un om să mă filmeze.
Pentru că zice că sunt persoană publică și așa mai departe. Da, da. Vine poliția. A sunat la 1-1. Nu camera că mi-a încălcat dreptul. Da, da, da. A sunat la 112? Bine. Aștept poliția. Deci, doamnă, în conformitate cu legea 153, articolul 33, spune că trebuie să fie afișate la vizier. Mă duc să vizualizez la vizierul, să vedem dacă sunt salariile. Da? Ia uitați. Și cu dreptul și cu stângul. Uita, zona supravegheată video. Și că doamna sună la poliție. Bună ziua. Puneți-mi vă loc la asistență socială. Unde este? Lângă noi, aici. Lângă noastră? Mulțumesc. Ați văzut? Doamna și-a chemat poliția. Bună ziua. Uitați, nu este nimeni aici. Da. Vă supărați, la asistență socială. Cine este de la asistență socială? Nimeni, trebuie să așteptați, vă fi chemat colegii noștri dacă doriți la asistență. Da, vreau să vorbesc cu doamna de acolo. Sau vă rog. Mulțumesc. Avem da. Domnul Vici a spus că îl chemați. Vine? Nu, da, doamna e deranjată de filmat. Să folosesc dezinfectant. Dimineața. Da. Da? Da, vreau să vorbesc cu domnul Vice la asistență socială. Vreau să sunteți de la poliția locală? Da, da. Nu vă supărați. Legea 55. Da, vă atrag atenția că sunteți înregistrat audio-video. Legea 55. Se cam încalcă aici la dumneavoastră în primărie. Adică chiar persoana ce a fost în fața noastră nu avea mască de protecție. Și a intrat într-o instituție publică. Închis. Poftiți? La poliția locală, zero, polițistul urcă. Prezentați-mă un act de identitate. Motivul legitim. Simplu. O verificare. O verificare? Da. Vă prezentați și documentul de legătate. Nu da, puneți mâna pe el, că nu aveți voie, că este legea 55, da. Legea 55? Da. Notați-vă datele? Sigur. Prezentați-vă certificatul verde. Și ăla o să-ți vi-l prezint. Ok. Notați-vă datele. Și la... Nu, ce faceți? Faceți păi poze cu telefonul la cartea mea de identitate. Vedeți că vă depun plângere. Vă rog. Faceți unde vreți. Uitați aici, cartea de... Nu faceți poză, domnul meu, unde vă credeți? Dar faceți poză la cartea de identitate. Încălcați UE 679, date cu caracter personal. Ce da, să caute, ce să caute datele mie, mele la dumneata în telefon? Nu e, Adus agenta, îți notez datele, da? Poftim. Hai, notați. Puneți atunci. Și dumneavoastră, cu ce motiv ați încălcat dreptul de a filma aici? Haideți, vă rog, să care mă drept? Care drept? Care drept? Este o instituție publică. Cam drept.
Aveți drept, haideți, exact. Vă rog să mă însoțiți sus la post ca să discutăm acolo. Haide. Ce să fac? Vă rog să mă însoțiți sus, vă rog, la post. Să discut acolo? Da, nu, haideți. Eu am treabă în primărie, dacă vreau să stau în primărie. Dacă aveți treabă în primărie, deocamdată veniți cu mine până sus, la postul de poliție. Vă rog frumos să nu țipați. Eu v-am vorbit frumos. Vorbesc, vorbesc destul de frumos. Vă rog frumos. Fiți, vă rog. Mergeți după agenda, notați datele, îmi verificați, da? Dăm, te rog. Și mă sancționați dacă credeți că am încălcat vreo lege. Dar vă rog, nu mai filmați. Vă rog, nu mai filmați din momentul ăsta. Dumneavoastră vă deranjează filmatul? Nu, domnule, că noi avem aici camere. În conformitate cu ce lege? Poftim? Să nu filme. În conformitate cu ce lege? Pentru sunt, este pentru caserie aici. Așa. Este probleme care am intrat în caserie să filmez banii de acolo. Filmați luată, să vedeți dacă puteți. Este o instituție publică, am dreptul și să filmez. Ați cerut aprobare de la conducerea instituției publice pentru a filma într-o zonă. Nu. Într-o zonă cu risc major. Adică caserie, bani, minuni, risc una alta. Risc major? Da. Dumneata, te auzi ce vorbești? Da, dumneata, te auzi ce vorbești? Dom'le, vă faceți de râs. Nu, dumneata, vă faceți de râs. Dă-mi, aici rog. Este zona administrativă? Zona administrativă este în partea asta. În partea aia de acolo este zona administrativă. Aveți un indicator? Aveți un semn să specifice treaba aia? Aveți un semn, domnul polițist. Cum vă numiți? Sigur că m-am mai prezentat odată. Aveți un semn, aveți un semn. Ce vedeți dumneavoastră? Vă rog frumos să păstrați distanța, 2 metri. Vă rog să aveți un semn unde specifică treaba asta, că aici, că aici este zona administrativă? Aici este zona. Aveți un semn. Da, aici este zona. Unde este? Ia să vedem. Ia uitați. Domnul polițist, pe deasupra și mințiți, da? Deci vă faceți de râs, una la mână, doi la mână și mințiți. Doamna polițist sau domnișoara polițist, v-am atras atenția că aici în instituție nu se respectă legea 55. M-ați ignorat. O să vă depun o plângere. Nu am văzut pe nimeni fără mască. N-ați văzut pe nimeni? Nu. Eu zic să mergeți și să mai cercetați. Chiar în fața dumneavoastră a intrat o persoană fără mască. Și să vedeți... Aici sunt camere de luat vederi, uitați-le acolo, le vedeți, da? O să cer camerele și o să se vadă. Dumneavoastră ați intrat în spatele unei persoane ce nu purta mască de protecție. Adică legea este pentru fraier, nu? Este pentru toată lumea. Este pentru toată lumea. Bun. Da, nu merge tot. Iată, nu ți-a datele. Ai vrut să faci o poză la cartea de identitate. O fac, domnule, și la ce vrei dumneavoastră. Da. Exact cum faci dumneavoastră. O să îți depun o plângere. Exact, luați-vă astfel de identitate, prezentați-mi. O să vă depun o plângere. Vă depune plângere, vreți dumneavoastră. Încă ceva. Încă vă aduc la cunoștință că această doamnă care v-a sunat, mă lăsați să vorbesc? Nu, permisul. Și o să vă arăt. Ia uitați aici. Această persoană. Vă rog să-mi prezentați permisul verde. Ce vă cer? Nu a avut mască de protecție. Vă rog să-mi prezentați permisul verde. Da, haideți. O să vi-l prezint acum. Haideți, vă rog. M-ați auzit ce v-am zis? Vă rog să-mi prezentați permisul verde. Haideți. Domnule, dumneata, îți bați joc de mine? Nu bați joc de dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie dumneata, să auzi ce spun eu. Nu aud. Prezentați. Sunteți de la poliția locală 155/2010. Aveți lege care vă obligă să haideți, vă rog să-mi prezentați permisul legea verde. Legea 55. Doamna respectivă verde, vă rog. Nu a respectat legea 55. Vă rog să-mi prezentați permisul verde. Da, o să vi-l prezint. Sau nu prezentați? Bineînțeles. Haideți, vă rog. Haideți acum. Prezentați-mi permisul verde. Să pot să vă vedeți. Deci v-ați refuzat să luați la cunoștință? Nu, o să iau și după aia, dar acum după aia? De discutat, da, pentru că ați intrat. Prima dată trebuia să prezentați permisul aici, după aia intrăm. Dar dumneata ai fost aici să-ți prezint de unde știam eu? Haideți, vă rog. De unde știam eu că trebuie să prezint aici? Haideți, vă rog. Domnul... Prezentați-mă aici, vă rog, prezentați-mă. Domnul milițian. Aveți? Aici. Aveți? Ați avut un indicator unde spune că eu trebuie să prezint permisul? Da. Unde este indicatorul? Unde este indicatorul? Unde este? Indicator? Dar da. Suntem la circulație. Unde este semnul care spune că eu trebuie să vi-l prezint? Vă rog să-mi prezent. Dacă nu prezentați, da. Vă puteți să ieșiți afară. Așa, da.
Haideți, îmi prezentați. Eu v-am spus că vi-l prezint. Acum. Hai. Aveți un semn la ușă și la intrare? Uitați, suntem noi aici acum pentru că așa. Și de ce mi-a spus că eu trebuia să prezint înainte? La ușă trebuia să prezint, că nu era nimeni aici. Nu era nimeni pentru că nu era pentru nimeni. Că ce? Pentru că prezentați-mă acum. Da, o să vi-l prezint. Acum. Și vă rog frumos să luați măsuri cu colega. Vă rog să-mi prezentați și să vizualizați ăsta, camerele, mai sunt cameri care okay. Colegi care n-au purtat masca de pe. Vă rog să prezentați permisul. Sau vă vadă că ați trecut prin boală sau sunteți vaccinat. Haideți, vă rog. Vă rog frumos să-mi spuneți. Să nu mai filmați, că dacă m-am mai filmat. Și așa m-a spus milițean, vă sancționez. Da, haideți să sancționați. Deci vă sancționez pentru indignare. Ați înțeles? Chiar vă rog să mă sancționați. Dar de pentru ce indignare. Așa. Așa. De ce și iar colega va fi și ea sancționată dacă în cazul rog, în care a greșit ceva. Vă rog frumos o legitimați și o să sancționați. Nu trebuie să legitimați. Nu mai filmați, vă rog. Din momentul ăsta nu mai filmați. Domnule, uitați, nu domnul, mai... îl filmați pe domnul ăla. Nu vă permite, domnul, să nu mai țipa, domnule, te rog frumos. Păi dacă văd că dumneavoastră cu vorbă bună nu merge, nu mai țipa. De ce tot filmați? Am dreptul să filmez, sunt într-o instituție publică, da? Sunteți într-o instituție publică lângă o caserie. Și o să vă depun și o plângere, că poate, sunteți aroganți. Chiar dacă da? Depuneți, vă rog, ce, aroganța ce mea depun? Duce la prostia dumneavoastră. Ce dacă depun, domnule? Da, depuneți, chiar vă rog. Chiar vă rog. Depuneți. Vedeți-vă de treabă. M-ați legitimat? Da. Mergeți acum o să luați amendă pentru indignare. Exact. Mergeți repede și faceți amendă. Da. Haideți. Da. Și mi-aduceți la cunoștință să o semnez. Da. Acum. Veniți cu sus la post. Eu, ce să fac? Veniți sus la post ca să vă o semnați. Să o semnez? Eu pot să vă trimit și în lipsă. Mă chemați, vă semnez, da? Eu trebuie să merg la asociație, asistență socială. Auziți? Nu mai filmați în zona de la asta. Mergeți, domnule, și vedeți-vă de treabă de aici. Domnule, vă rog să nu mai filmați. Faceți mișto de mine? Vă rog, nu mai filmați, domnule. Bună ziua. Vă rog să mai filmați. Nu filmați în birou. Domnule, ia-ți mâna de nu pe filmați mine. În birou. Doamna n-are mască de protecție. De la vă rog, nu filmați în birou. Stai, mă, da? Doamna de la asistență socială. Sunteți două doamne. Spuneți-mi, vă rog, câte persoane aveți la asistență socială? Nu un număr de persoane. Nu vorbi. Câte persoane aveți la asistență socială? Unde să avem persoane la asistență socială? Înscriși la primăria Giroc. Dumneavoastră nu lucrați în primărie acum. Sunteți acasă suntem la dumneavoastră? Suntem angajați pe asistență socială. Am înțeles. Pe per total. Cam câte persoane sunt înscrise la asistență socială? Este așa greu? Am pus o întrebare. Asistența socială oferă anumite beneficii. Doriți câți beneficiari avem pe exact. Câte persoane sunt înscrise acolo? Vă rog să ieșiți afară. Vă rog din momentul ăsta să ieșiți afară. Țipați, domnule, vă rog să ieșiți afară. Dacă nu-mi prezentați un act de identitate în care, adică o legitimație sub calitatea care dumneavoastră sunteți aici. Domnule, bună ziua. Cine este domnul respectiv de strigă așa? Că nu înțeleg. Filmează, am vorbit destul de clar. I-am dat dumneavoastră cine este. I-am spus să nu filmez în zona caseriei. Să nu filmez primarul. Păi dumneavoastră vă căutam. Chiar și vineri. Ați avut primăria închisă la ora 2. Da, programul a fost până la ora 2. Vă rog frumos. Să-i spune să nu mai țipe. Nu face scandal în primărie. M-am legitimat, mi-a notat datele, i-am arătat certificatul verde. Da. Da? Vreau să am venit și eu să văd salariul dumneavoastră, să întreb câte persoane sunt la asistență socială. Dar este confidențial. Este cum? Este confidențial salariul. Confidențial? Da, bineînțeles. Da. De ce? Pentru că așa este legea statului. Ia intrați dumneavoastră pe internet și scrieți legea 153, articolul dacă 33. Dacă aveți, dacă doriți ceva informat. Știți ce spune la articolul 33? Ați venit să faceți scandal. Nu. Nu face scandal. Am venit să văd ce salarul dumneavoastră și al lui domnul și al lui doamna. Sub ce calitate? Faceți cerere pe 544, ascultați-mă vă rog puțin. Faceți pe legea 544 cerere și veți primi toate datele care le solicitați. Dumneavoastră țipați acum. Nu, dumneavoastră ați venit cu scandal și eu o să-l rog pe domnul polițist să vă scoată din această instituție pentru că ați făcut scandal. Veniți, ce calitate vă permiteți dumneavoastră să veniți aici? Da, în calitate de cetățean trebuie să respectați niște legi pe care le respect și eu. Legile țării. Și nu aveți voie să veniți să faceți scandal în această instituție. Ați înțeles? Care sunt legile alea țării? Domnule, dumneata, cred că ai probleme. Care alte probleme. Spuneți-mi rog să... Haideți, vă rog să ieșiți afară. Poliția Națională și să le evacuați la ce spuneți. Ați auzit?
Nu puneți mâna. Nu pune, domnule. Haideți să mergem afară. Mergem afară și discutăm. Vă invităm. Dar nu pune mâna. Mâna. Te rog frumos. Da? Haideți, haideți. Hai. Deci, domnul Vice, v-ați făcut de râs. Haideți, haideți. Și vreau să râs. Și o să fiți... Scandalul într-o instituție. Da. O, o să vă depun... Exact o să vă depun o plângere pentru că mi-ați restricționat dreptul să intru într-o instituție, da? Nu mai pune, domnule, mâna pe mine. Dumneata, înțelegi limba română? Nu mai pune mâna pe mine. Te rog frumos. Hai, te rog. Prezent, hai să noi sus la ce să fac? Haideți sus la post. Să discutăm acolo. Nu trebuie, domnule, de aici și vezi de treabă. S-a dat cartea de identitate. Vreți la națională? Vreți la națională? Domnule, s-a dat cartea de identitate. Ia mâna de pe mine. Nu mai fiți recalcitrat. Nu-ți mera la mine. Te rog frumos. Hai. Te rog frumos. S-a dat cartea de identitate. Nu mi-ai dat-o. Nu. Domnule, dumneata, mă minți în față? Nu mi-ai dat-o. Păi am copiat. Cum nu ți-am dat-o, domnule, că ți-ai scris datele acolo? De ce minți, domnule? Uite aici cartea de identitate. Uite cartea de identitate, ia-o. Haideți cu mine la post. Nu vreau să merg în post. Pentru ce? De ce să merg în post? Da. Nu vreau să merg în post. Refuzați să ne uite cartea de identitate. Uite-te la. Cine bagi mie ochi? Uite-te la, fă-mă amendă, hai. Nu poți face mă amendă. Hai. Poftim. Nu vreau să merg la post. De ce să merg în post? De ce? Să discutăm acolo. Să mă bați acolo? Nu te bat, domnule. Păi și atunci, de ce să mă duc la post? Cum să bat eu? Domnule, dumneata, știi de ce în ce calitate duci persoana la post? Da. În ce prejurare duci persoana când nu se legitimează? Ia uitați, de ce mi-ați făcut poză? Cine sunteți dumneavoastră? Cum mi-ați făcut poză cu bule, cu pe telefonul la carte? Nu pot să cred așa ceva. Dacă nu dați curs invitație să discutăm la post, vă sancționăm în lipsă. Domnule, dumneata, înțelegi că domnul respectiv mi-a scris datele din carte aici înăuntru? Și acum dumneata vii și îmi faci poză cu buletin, cu telefonul? Vreți la postul de poliție? Uitați, haideți. Domnule, dumneata mi-ai făcut poză cu telefonul și pentru asta o să ai dosar penal. Bine. Cine sunteți? Că nici nu v-ați prezentat. Cine sunteți? Haideți să discutăm sus. Cine sunteți dumneavoastră? Haideți sus la post să discutăm. Țiții. Cine sunteți? Auzi, Țiții. Așa o cheamă, Țiții? Pe pisică, dar nu s-o cheamă. Incredibil așa ceva. Ia uitați, dragii mei, în ce țară trăim. Deci acest polițist, da, mi-a făcut poză la cartea de identitate cu telefonul lui personal. Poftim. Ia uitați-l. Domnul milițian, veniți aici. Veniți, stai un pic că imediat. Incredibil așa ceva în ce țară trăim, da? Așa ceva n-am mai văzut. Ați văzut, dragii mei. Deci, ce am găsit la primăria Giroc? O primărie frumoasă, dar cu un vice arogant care pur și simplu încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor, da? Sunt persoane care nu respectă legea, nu respectă chiar legea 55 de anul trecut, da? Iar domnul respectiv favorizează. Domnul polițist, vă rog frumos să luați măsuri. Vă dau o ruletă, să luați măsuri și să sancționați colega care n-a avut masca. Să o sancționați și pe ea și pe ceilalți colegi, da? Să vizualizați. Doriți să vedeți cu noi sus, haideți, vă rog. Ce să fac? Să vin cu voi sus. Dar ce să fac cu voi sus? Vă rog frumos să-mi aduceți la cunoștință dacă o să faceți un proces verbal pe numele meu. Nu vă facem deocamdată pentru că dacă, nu e nevoie. Dacă... Nu vă facem deocamdată pentru că nu e nevoie. Dacă faceți scandal și nu luați liniștea și ordinea publică, atunci vă sancționăm. Deocamdată nu vă sancționăm. Stați puțin, colegul dumneavoastră a spus că mă sancționează acum. Să aștept aici. Nu. Înainte să veniți dumneavoastră înăuntru acolo. Da? Colegul, mă gândesc că vor fi avertizat verbal și este suficient că ați înțeles. Domnul meu, eu n-am înțeles nimic. Eu n-am venit să fac scandal. Da. Eu am venit să vizualizez niște documente publice. Salarul, da. Să discut cu doamna de la asistență socială, da. Cu vicile primar, adică un dialog civilizat. Da. Vicile a fost deranjat de faptul că este filmat. Și colega de la caserie la fel. Adică asta este un scandal. Domnul Drăgoi, vă numiți, nu? Da.
ați început să colaborați. Da, vă rog. Asta este un scandal când intră o persoană și filmează într-o instituție publică. Nu, dar să vă întreb. Vă ascult. Asta este o problemă când o persoană vine și filmează. Polițistul respectiv sare repede și spune că a făcut scandal când el a filmat. Nu, n-ați făcut. Am înțeles că n-ați făcut. Doar am discutat civilizat. Da, nu se întâmplă nimic, nu mă sancționează. Dar stați puțin. Da, vă spun. Colegul dumneavoastră, tras de mine, s-a comportat foarte urât cu mine. Eu am filmare aici. Bine. Eu o să depun plângere împotriva lui, bine. Să știți. Bine. Asta nu o să rămână. Ce doriți dumneavoastră? Nu rămâne așa. Bine. Plus că o să depun plângere și împotriva domnului, că a spus că este... vice. Am înțeles. Adică v-a dat ordin să mă scoateți afară dintr-o instituție publică. Bine. Eu nu am făcut scandal, am vrut să văd documentele afișate pe avizier public. Bine. Să vă salarul. Vă doresc o zi bună. Bine? M-ați înțeles, da? Am înțeles. Numai bine. Bună, deci, sănătate. Domnul coleg a spus că îmi dă amendă. Dumneavoastră spuneți că nu. Nu vă dă. Deci vreau să luați decizie. Nu, nu iau decizie. A zis că v-a dat un avertisment verbal care nu este scris. Sunteți șeful de post? Nu, nu sunt niciun șef. Cine este șef de post la dumneavoastră aici? Vă interesați dumneavoastră și uitați. Să mă interesez eu? Da. Ia uitați, ați văzut. Ați văzut... deci ați văzut, dragii mei, polițiștii din comuna Giroc, da? Agresivi? Polițiștii locali, da? Ci că să mă interesez eu, cine este șef de serviciu la poliția locală, da? Deci să mă interesez eu, bine. Deci domnul Bursuc, butoiaș de polițist, da? A tras de mine, dragii mei, să ies afară, iar vicile primar a dat ordine. Bună ziua! Sunteți lucrați în primărie aici? Da. Cine sunteți? Sunteți consilier sau? Sunt inspector. Inspector? Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, vicele. Este aici în primărie? Că a avut un comportament foarte urât cu mine. Ar vrea să vorbesc cu domnul primar. Sau este bolnav? Am înțeles. Este bolnav, da? Am înțeles. Da. Deci, ați văzut, dragii mei, polițista locală, da, vorbește la telefon. Auziți? Vă solicit în mod expres, în conformitate cu legea 55 din 2020, să luați măsuri. Ia uitați-o. O vedeți? Doamna cu ochelari ce se uită la noi. Eu să fac o sesizare. O să depun filmarea pe site-ul dumneavoastră și vreau să văd dacă ați luat măsuri. Am înțeles. Da? Plus că aveți dumneavoastră și... O să cer și filmările dinăuntru. Și dacă o să favorizați, vă depun plângere, să știți. O zi bună să aveți. Da, ați văzut, dragii mei, pisica. Uite, mă, cum i-a dat de gol. Uite, unde ai fost, motanule? Motanel? Unde e primarul? Unde e, mă, primarul? Și că e de carcalac? E bun. Are carcalac? Ce zice? Mai scapă, nu scapă? Are carcalac primarul? Nu-l găsim, nu știu unde e. S-a dus, a plecat. Vicile a dat ordin să mă evacuez afară. M-ați înțeles? La noi ca la nimeni, primăria Giroc, nu? Aici e Giroc. Super tare. O zi bună. Primăria e frumoasă, dar degeaba, că oameni, funcționarii publici se fac de râs, dragii mei. Deci asta este, ca să vedeți și dumneavoastră, un comportament. Un comportament, da, a unui viceprimar din localitatea respectivă, da, adică Giroc. Sat Giroc. Haideți să vedem la Poliția Națională. Ia stați un pic. Auziți? Numai o secundă. Poliția Națională, unde o pot găsi? Aici sus? Bun.
Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Haideți afară, vă rog! Vreau să depun o sesizare. Sesizarea se depune din verbal. Nu, că vreau verbal. A, da. Uitați care e problema. Am fost la primărie. Așa. Și am găsit acolo câteva persoane ce nu purtau masca de protecție. Ok, haideți să vreau. Puteți veni cu mine? Vă rog. Am avut niște colegi de-a dumneavoastră, bine, sunt de la poliția locală, care au fost agresivi cu mine, m-au legitimat abuziv și eu zic că au favorizat pe cele de la primărie, da? Haideți, vreau. Să știți că eu sunt vaccinat, am certificatul verde, că am înțeles că de astăzi nu se mai intre, doar cu certificat. Da. Vă rog. Am o întrebare la dumneavoastră. Să trăiți. Drăgoi Simon Petru, numele meu. În interiorul instituției este interzisă filmarea? Haideți să ne uităm. Ne uităm împreună. Dumneavoastră sunteți, aveți calitate de agent constatator, da? Sunt și colegii de la poliția da. locală. Da? Haideți, poftiți. Haideți. Ia uitați. Aici este doamna respectivă. Vă solicit în mod expres, o legitimați. Da? Eu să vă depun... Nu, dumneavoastră. Dumneavoastră poate... Da, eu vă aduc la bine. Îi aduce la cunoștință, da? Doamna respectivă, n-a purtat masca de protecție. Eu să vă depun filmarea. Nu, acum poartă. Da, deci n-a avut masca. Nu, vă depun sesizare da, cu filmarea respectivă. Da, eu nu vă mint cu nimic. Legal, deci a încălcat legea. Doamna respectivă s-a supărat că este filmată și a chemat... Împotriva dumneavoastră. Sigur, pe cale civilă. Dacă doriți să mă dați în judecată... Exact, a fiecărui. Dar atâta timp cât sunteți în spate, într-o instituție publică, sunteți publică. Sunteți persoană publică, vă faceți de râs. Domnul polițist, cred că este profesionist, înțelege situația. Bun. Mulțumesc. Și aici, Haideți cu mine. Haideți, vă rog, să vă arăt. Haideți cu mine să vă arăt. Două persoane. Haideți, vă rog. Haideți să vedeți, să nu credeți că vă mint cu ceva. Poftiți. Ați văzut, da? Ați constatat personal. Eu să vă repun din nou filmarea și o să vedeți că și doamna din dreapta nu purta masca de protecție. Să le puneți pe un suport magnetic și... Sigur că da. Da, ați văzut, da? Dumneavoastră știți ce aveți de făcut. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați sprijinit. Din punct de vedere legal aveți tot dreptul. Vedeți? Haideți puțin. Spuneți. Domnul polițist, o secundă. Vă rog. Doamna polițist. Da. Vă rog să mai spuneți o dată ce. Legal are voie să intre și să sigur că da. Păi da, dar de ce m-ați dat afară? Eu v-am dat. Păi cum că a venit domnul vice și a zis să vă dați afară și mi-a să și un colega strază, au tras de mine, o să vă cum scandal, că țipați aici, era o discuție. Am făcut eu scandal? Acum nu. Ați văzut? Acum nu. Eu doar i-am adus la cunoștință și domnului și lui mai un coleg aceste persoane. Și n-am vrut să le sancționeze, m-au luat de mână, doamnă, și m-au tras afară. Nu. Vă dați seama în ce țară trăim. Acum vorbesc foarte calm. Iar domnul respectiv, vicele, tot așa. Domnule, dar ce faci, mă filmez? Numai puțin. Și că n-aveți dreptul să filmați aici, în instituția asta. Și numai puțin. Da, nu este. Păi tocmai de-aia. Și atunci a dat ordinea domnului respectiv. Zice, scoateți-l afară. Luați-l și dați-l afară. Și așa m-a luat pe sus și m-a tras de mâini și m-a scos afară. Înțelegeți? Asta eu, cum să vă spun, eu nu am nimic cu poliția română, credeți-mă. Deci eu colaborez cu poliția română, cu poliția națională, cu jandarmeria, susțin. Chiar pentru mine poliția română este un brand. Dar mă doare foarte tare când văd asemenea cazuri, oameni în funcții publice care pur și simplu încalcă în picioare Constituția României. Știți foarte bine că orice persoană, văd că sunteți foarte bine pregătită, orice persoană are dreptul să pătrundă într-o instituție publică, că de-aia este publică. Iar eu, când le-am adus la cunoștință,
dacă doamnele respective nu poartă masca de protecție, s-au supărat. Iar domnul vice, da, iar domnul vice, iar domnul vice, când a văzut că și el este filmat, da, zice că cu ce drept mă filmezi și pe mine? O, zice, dați-l afară. Nu e chiar așa. Deci, credeți-mă că eu nu vă mint. Eu vă cred. Eu filmarea asta, o pun pe CD-ul. Pe, pardon, o să o încarc dacă pot, dacă nu, pun pe CD-ul, trimit la inspectorat și cer deschiderea dosarului penal. Este dreptul meu. Corect. Și pentru chestia asta ce au făcut cu mine, nu mi se pare normal. Uitați, aici este un avizier. Am cerut așa, vreau să văd și eu salariile. Toți de aici mi-au spus, uitați-vă dumneavoastră, constatați personal, vedeți o listă de salarii aici? Nu vedeți. Știți ce mi-au spus domnii? Le găsiți pe internet. Ei, eu îi contrazic. Legea 153, articolul 33, spune că orice instituție publică este obligată să aibă afiliat. Am dreptate? Haideți cu mine până la doamna respectivă. Dar spuneți-i dumneavoastră în fața mea, vă rog, să îmi puteți face acest favor. Doar să-i spuneți. Nu, dar ea s-a contrazis cu mine. O secundă, este foarte important. Doamna a chemat colegii de la poliție să mă sancționeze. Că eu i-am tras atenția că n-are masca, vedeți? Deci eu toată filmarea o am în telefon. Chiar este singura proba mea. Plus că este, vă rog și vă solicit în mod expres să vizualizeze camerele din interior. Domnul polițist, domnul agent, dacă dumneavoastră aveți, că știu că aveți putere să vizualizați camerele din interiorul primăriei și să constată că sunt persoane care, cum v-am zis, doamna din stânga, acum a purtat-o, dar n-avea purtat. O puteți sancționa, adică vă puteți adresa. Depuneți plângere și da, ceea ce ține de noi, faceți. Faceți, da? Bine. Vă mulțumesc mult de tot. Ați văzut? Din ăștia polițiști avem nevoie. Ați văzut? Ați văzut, da? Polițiști profesioniști. Vă mulțumesc mult de tot. Să luați exemplu. Da. Nu mai, vă mulțumesc mult de tot. O zi bună să aveți. Serviciu ușor. Dragii mei, așa ați văzut. Deci am găsit. Bun, dragii mei, ați văzut. Deci polițiștii naționali au fost profesioniști. Mulțumesc. Pe această cale poliției române, da? Poliției naționale, poliției române, chiar domnilor polițiști care și-au făcut datoria din acest cadru, post de poliție Giroc, județul Timiș. Iar referitor la doamna respectivă care a chemat colegii de la poliția locală să mă sancționeze și să mă scoată abuziv la ordinul domnului vice, da? O să mă adresez parchetului de pe lângă judecătoria Timiș sau Timișoara, cum doriți voi, cu o plângere penală. Până data viitoare aveți grijă de voi. V-am pupat!